În fiecare an, la 31 mai, Organizația Mondială a Sănătății și partenerii săi marchează Ziua Mondială Fără Tutun, în încercarea de a atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le prezintă consumul de tutun asupra sănătății, anunță Hot News. De pe pachetele de țigări vor dispărea elemente cum ar fi culorile variate, imaginile sau logo-urile, permițându-le producătorilor să imprime doar numele mărcii, cu litere de dimensiuni standard scris într-un anumit loc de pe pachet, alături de avertismente referitoare la riscurile consumului de tutun asupra sănătății, precum și de informații legate de substanțele toxice conținute. Folosirea pachetelor standardizate va face aceste produse mult mai puțin atractive și va reduce totodată folosirea lor în scopuri promoționale, crescând în același timp eficiența avertismentelor asupra sănătății, notează site-ul oficial al Organizației Mondiale a Sănătății. Țara noastră a obținut pentru prima dată două dintre cele patru premii acordate regiunii europene pentru lupta împotriva efectelor nocive ale consumului de tutun și pentru adoptarea legislației de interzicerea fumatului în spațiile publice închise, potrivit știri.tvr.ro.